Domnule președinte, detașamentele constituite cu ocazia aniversării Zilei Armatei României vă prezintă onorul. Sunt comandantul ceremoniei, colonel Tonel. Se intonează imnul național al României. Bitch!
picior! Se acordă medalia comemorativă centenarul războiului pentru întregirea neamului Ministerului Apărării Naționale. Îl invitam pe domnul Gheorghe Angelescu, consilier de stat, Cancelaria Ordinelor, să dea citire decretului prezidențial de acordare a medaliei comemorative centenarul războiului pentru întregirea neamului Ministerului Apărării Naționale. În semn de apreciere pentru efortul depus în vederea păstrării identității naționale și a răspândirii valorilor culturale românești, pentru dăruirea cu care s-a implicat în organizarea de evenimente dedicate centenarului războiului pentru întregirea neamului, președintele României decretează: se conferă medalia comemorativă centenarul războiului pentru întregirea neamului Ministerului Apărării Naționale. Excelența sa, domnul Claus Kernel Iohannis, președintele României, conferă medalia comemorativă centenarul războiului pentru întregirea neamului Ministrului Apărării Naționale. Urmează ceremonia de înmânare a drapelului de luptă Institutului Medico-Militar. Detașamente, vei! La drapel, pentru noastră stânga, prezentat! Or! Garda drapelului, fața formație! Garda înainte! Se oficiază serviciul religios de sfințire a drapelului de luptă. Detașamente la picior! Detașamente de scope! Detașamente pe loc! Pe loc! Binecuvântat este Dumnezeu nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor! Amin. Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel vicăm. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce-a ascultat pe Moise, care ai întins către Tine mâinile sale și ai întărit pe poporul Israel asupra lui Amalec și lui Iosua, lui Navi, celui ce lupta, i-ai îngăduit oprirea soarelui pentru dobândirea biruinței. Tu și acum auzi-ne pe noi, care ne rugăm Ție pentru ostașii aceștia ce s-au adunat aici. Binecuvintează-i și întărește
Dă-le lor inimă îndrăzneață asupra potrivnicilor și trimite-le înger luminat, iar vrăjmașilor, înger înfricoșător și îngrozitor, care să-i oprească, să-i alunge și să le slăbească inima și îndrăzneala să o întoarcă în fugă. Fii împreună călător cu ei, dă-le lor toate cerurile cele spre mântuire, învață-i și înțelepțește, mântuiește-i, apără și păzește, curățește-i și umple de toată bucuria cea duhovnicească. Miluiește pe ei și pe noi, cine binecuvintează pe toți în toate zilele vieții noastre, ca dobândind de la tine ajutor, ocrotire și izbăvire, totdeauna să ne înțăm slavă și mulțumire, că tu ești nădejdea și întăria poporului nostru și ție slavă înălțăm. Unul născut Fiul tău și cu prea Sfântul și cu unul de viață Făcătorul tău tu, acum și pururea și în vecii vecitor. Amin. Se binecuvintează, se sfințește acest drag pe militar pentru putere și întărirea armatei noastre creștine și spre viurință asupra tuturor vrăjmașilor, prin stropirea cu aceasta sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Adresăm invitația domnului Gheorghe Angelescu, consilier de stat, Cancelaria Ordinelor, să dea citire decretului prezidențial de acordare a drapelului de luptă. În temeiul prevederilor articolului 92 și al articolului 100 aliniatul 1 din Constituția României Republicană, precum și al articolului 1 din legea numărul 34 din 1995, privind acordarea drapelului de luptă marilor unități și unităților militare, având în vedere propunerea Ministrului Apărării Naționale, președintele României decretează: se acordă drapelul de luptă Institutului Medico-Militar. Excelența sa, domnul Claus Fernand Iohannis, președintele României, înmânează drapelul de luptă al Institutului Medico-Militar. Are loc ceremonia de punere în jurământului militar de către studenții anului 1 al Institutului Medico-Militar.
Detașament, rostiți după mine. Eu! Eu, student Politehnică Română! Jur credință patriei mele România! Jur credință patriei mele România! Jur să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții! Jur să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții! Jur să respect Constituția, legile țării și regulamentele militare! Jur să respect Constituția, legile țării și regulamentele militare! Așa să-mi ajute Dumnezeu! Așa să-mi ajute Dumnezeu! Domnului să ne rugăm! Iar popoarelor să le fie obrătitori și povățuitori, cel ce prin Sfinții Tăi Apostolii într-armat îndrăsneală să dobândească lumea pentru credința cea adevărată prin propovăderea Evangheliei, iar pe Sfinții mucenii să lupte până la jertfa vieții pentru neîntinare și neștirbirea acesteia, însuți împărate și Doamne, și pe acești tineri ostași români care acum cu jurământ se leagă pentru sâmbăre Tău, apărați ar arată nouă spre moștenire, întărește și umple de Duhul viteșiei și bărbăției spre milința asupra tot vrășmașul. Întărește în credința cea pentru tine și în legea ta cea sfântă. Însuflețește și sporește într-un dânsii dragostea de țară. Așa, Doamne, auzi-ne pe noi în ceasul de acum. Binecuvintează și întărește jurământul acestor tine, ajutându-le să fie vrednici de chemare ostășească, de nădejde și de crederea țării. Într-o slavă numelui Tău, în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Voia voastră și ocrotirea lui Dumnezeu v-ați legat pe viață de țară. Fiți demni de acest legământ. Dumnezeu să vă ajute! Excelența sa, domnul Klaus Werner Iohannis, președintele României, va rosti o alocuțiune. Bună ziua tuturor! Domnule prim-ministru, domnule ministru, onorată asistență, doamnelor și domnilor, în fiecare an,
pe 25 octombrie sărbătorim Armata României și îi comemorăm pe cei care de-a lungul istoriei au luptat pentru apărarea națiunii și a statului român. Îmi exprim astăzi recunoștința față de eroii ostași căzuți pe câmpul de luptă pentru apărarea patriei și aduc un omagiu supraviețuitorilor, veteranii de război. Dragostea și datoria lor față de țară reprezintă exemple durabile pentru generația tânără. Armata României, demnă de trecutul și de eroi să-i rămâne pentru poporul român același reper moral. Țara noastră are astăzi o armată modernă și bine pregătită, care asigură îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul Alianței Nord-Atlantice și implementarea politicii de securitate și apărare comună a Uniunii Europene. Contribuția semnificativă la consolidarea stabilității regionale în sud-estul Europei face ca Armata României să fie un furnizor de securitate în regiunea Mării Negre, o zonă provocări multiple și dinamice. Dragi militari, în această zi solemnă mă adresez dumneavoastră, continuatorii tradițiilor de luptă ale poporului român, care a știut întotdeauna să se mobilizeze în vremuri grele și să lupte cu eroism. În semn de apreciere pentru efortul depus în vederea păstrării identității naționale și pentru dăruirea cu care s-a implicat în organizarea evenimentelor dedicate centenarului războiului pentru întregirea neamului, am conferit medalia comemorativă Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului Ministerului Apărării Naționale. Militarii noștri, ce aflați în prezent în misiuni în țară sau în cadrul coalițiilor sau al alianțelor internaționale, dovedesc că spiritul de sacrificiu, de camaraderie și de disciplină sunt valori însușite și trăsături de caracter definitorii ale poporului român. Trăim însă vremuri care ne obligă să privim armata și dintr-o altă perspectivă, anume aceea în care militarii săi sunt angajați într-un alt fel de război, cu un inamic nevăzut și foarte dificil de combătut, noul coronavirus. Implicarea Armatei României în acest efort național, încă de la debutul pandemiei de COVID-19, a fost exemplară. Personalul de specialitate și cele mai adecvate mijloace de care armata dispune au contribuit semnificativ la protejarea și salvarea vieților cetățenilor și la limitarea, pe cât posibil, a răspândirii acestei boli. Salut eforturile medicilor militari și devotamentul lor total încă de la primele semne ale apariției virusului în țara noastră. Totodată apreciez implicarea personalului militar și civil din Armata României, care a avut misiuni specifice în perioada instituirii stării de urgență și ulterior a declarării stării de alertă, o dovadă în plus a sprijinului consistent dat autorităților naționale în confruntarea cu actuala criză sanitară. Armata României este pregătită nu numai să apere populația și teritoriul împotriva oricărei agresiuni externe, dar și să sprijine autoritățile centrale și locale în situații de criză. În această zi specială, studenții anului întâi din Institutul Medico-Militar au depus jurământul militar, expresia devotamentului față de neam și patrie, pragul maturității și responsabilității. Dragi studenți,
a jurat în fața drapelului de luptă pe care este scrisă deviza Onoare și Patrie, cuvinte care exprimă suprema datorie morală. Am convingerea că veți răspunde cu cinste încrederii pe care cetățenii patriei o au în voi. De asemenea, în semn de prețuire și apreciere pentru rezultatele deosebite obținute în procesul educativ, am înmânat drapelul de luptă Institutului Medico-Militar. Cu prilejul Zilei Armate României, vreau să-mi exprim totodată aprecierea față de participarea neîntreruptă la misiuni și exerciții alături de partenerii din Alianța Nord-Atlantică și față de continuarea activităților de învățământ și de instruire, chiar și în această perioadă foarte dificilă. Acest lucru dovedește rigurozitatea și disciplina unei armate moderne și flexibile, conectată și adaptată la realitățile și provocările societății contemporane. Dragi militari, vă mulțumesc pentru sacrificiile și dedicarea de care dați dovadă și vă urez succes în misiunile dumneavoastră. La mulți ani, Armatei României! Adresăm rugămintea domnului Nicolae Ionel Ciucă, ministru la Apărării Naționale, să ia cuvântul. Excelența voastră, domnule președinte, domnule prim-ministru, domnule general locotenent șef al statului major al apărării, dragi militari, distinși invitați. Este o onoare pentru mine, domnule președinte, să primesc în numele instituției pe care o conduc medalia comemorativă Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului, astăzi de Ziua Armatei României. Voi transmite cuvintele dumneavoastră de apreciere întregului personal al armatei noastre. Ei sunt cei care au contribuit, fiecare de pe poziția pe care o ocupă, la obținerea rezultatelor cu care ne mândrim. Munca serioasă a fiecăruia dintre femeile și bărbații care alcătuiesc personalul Ministerului Apărării Naționale, loialitatea față de țară și valorile naționale, dovedite de fiecare în parte, curajul asumării misiunilor și îndatoririlor, chiar în condiții dificile, toate acestea explică și justifică pe deplin încrederea pe care românii o au în armata României. Servim patria! Onorată audiență, astăzi, condițiile deosebite cauzate de pandemia COVID-19 nu ne vor împiedica să sărbătorim Ziua Armatei României, să ne arătăm prețuirea pentru personalul armatei române, militar și civil deopotrivă. Astăzi este doar una din ocaziile în care le recunoaștem și le apreciem activitatea neobosită în slujba țării și a cetățeanului. În același timp, nu trebuie să uităm că 25 octombrie este și un simbol al sacrificiului românilor pentru apărarea ființei naționale în cele mai grele momente ale istoriei pentru independența și integritatea țării noastre. În cel de-al doilea război mondial, ostașii români au luptat cu vitejie și curaj, cu jertfe grele de sânge pentru eliberarea teritoriului național. Ziua de 25 octombrie 1944 a devenit astfel un simbol al eliberării de sub ocupația străină a orașului Carei. Ne înclinăm cu respect în memoria eroilor care și-au dat viața pe câmpul de luptă și prețuim sacrificiul tuturor celor care au dus la împlinire această misiune de onoare, mulți dintre ei plătind cu viața. Veteranii noștri sunt modele de viață pentru cei de astăzi și pentru generațiile de mâine. Țara nu a uitat suferințele pe care le-au îndurat pe front și sacrificiile pe care le-au făcut în numele viitorului națiunii române. Le transmitem tuturor gândurile noastre de prețuire aleasă. Multă sănătate și respect veteranilor de război. Din păcate, 4 dintre militarii noștri au fost răniți în Afganistan acum câteva zile. Astăzi primesc îngrijiri medicale în Spitalul Militar din Lașul, Germania.
Vestea bună este că toți sunt în afara oricărui pericol. Am vorbit personal cu fiecare dintre ei, dar și cu comandantul batalionului, pentru a ne asigura că au toate condițiile de tratament și recuperare. Le dorim însănătoșire grabnică. Trebuie să cinstim trecutul, dar să privim către viitor. Și privim cu încredere și pentru că în fața noastră se află acești tineri militari, medici de mâine, care astăzi depun jurământul față de țară. Îi așteaptă o perioadă plină de provocări, dar cu meseria de medic, îndeosebi cea de medic militar, este una vocațională, am convingerea că vor face față cu succes. Am spus de nenumărate ori că cea mai importantă resursă de care dispune Armata României este resursa umană. Trebuie să pregătim noua generație cu resursele și viziunea de astăzi pentru a gestiona provocările de mâine. Investim în viitor și aici este important să înțelegem că resursa umană și înzestrarea cu tehnică și tehnologie militară merg mână în mână și trebuie să avem programe de înzestrare și instruire coerente, coordonate și sincronizate. Acasă, militarii se instruiesc permanent și chiar în aceste momente dificile, pentru îndeplinirea misiunii fundamentale a Armatei României, aceea de a apăra suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a țării. Ne bazăm în construcția apărării noastre pe apartenența la Alianța Nord-Atlantică și la Uniunea Europeană, dar și pe parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii, care astăzi este mai solid ca niciodată. Însă, înainte de toate, avem datoria să ne bazăm pe noi înșine, pe instituțiile Sistemului Național de Apărare și Securitate. Vom atinge acest deziderat numai dacă vom dezvolta acele tipuri de forțe și capabilități care să ne permită să răspundem oricărui posibil agresor. Dragi militari, Ziua Armatei României constituie pentru toți românii ocazia de a vă arăta prețuirea noastră, de a vă mulțumi pentru modul în care îndepliniți misiunile, pentru devotamentul și profesionalismul dumneavoastră. Transmit felicitări și urări de succes întregului personal al Armatei României, militar și civil, precum și celor aflați în rezervă sau în retragere și, în mod special, veteranilor de război. La mulți ani, Armata României! Se oficiază serviciul religios de pomenire a eroilor. Detașamente drept! Detașamente descope! Aici! Detașamente pe loc! Prima! Yeah.
liniștea neamului, pentru libertate și demnitatea poporului român și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea și la înviere în ziua mare a judecății, iar dacă au greșit în această
sau avut vinovat de ceva, spală-le toată vinovăția, curătatea și mila ta, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Într-o fericită adormire, ești odihnă, Doamne, sufletelor adormiților, rogilor tăi, eroi tăi datului domnesc, și le vor veșnică omenire. Veșnică omenire, veșnică omenire, veșnică lor pomenire. Omenirea lor din neam în neam, cine fără Doamne, veșnică pomenire. Doamnelor și domnilor, urmează ceremonia de depunere de coroane și jerbe de flori. Detașamente, vin! Pentru onor înainte, prezentat! Or! Depunea o coroană de flori, excelența sa, domnul Claus Ferner Iohannis, președintele României. Thank you.
Asociației Naționale a Veteranilor de Război. Doamnelor și domnilor, ceremonia militară dedicată sărbătorii zilei Armatei României s-a încheiat. Vă mulțumim pentru participare. Detașamente! Pentru normă!